Da. Domnul Sabo, mulțumit de jocul echipei, se putea mai mult sau niciuna nu se mai jos mai mult? În unele momente, da. Mulțumit, sfârșitul de joc, total nemulțumit, pentru că am pierdut foarte multe mingi, n-am avut răbdare atunci când am avut mingea, să întoarcem jocul, să avem o posesie mai prelungită. Ai 3-1 și n-ai voie să aduci adversarul în careu, știu eu, prin faulturi, mingi pierdute contra-atac. La fel, prea ușor i-am lăsat să vină cu centrări din dreapta și stânga. Da, nu mi-a plăcut cum am arătat ultimele 20 de minute. Poate prea mare încredere. Nu ne-au pus nici mari probleme, au prins un pic încredere la câteva momente în care Iliev a intervenit foarte bine. Dar îți mulțumit totuși că am tratat serios, corect această competiție și o victorie până la urmă meritată. Participat astăzi împotriva unei 18 echipe din Liga 2 care nu au dreptul la promovare. Cum vedeți nivelul CSEA-ului, o echipă din Liga 2? Este o diferență mare cu Liga 3 și Liga 2? Cum ala simțit? Da, că ce aș putea să spun, am respect față de acești oameni, copii, mulți dintre ei care se antrenează, dar sigur îi avem așa cum i-am antrenat, cum am făcut selecția până la urmă, investițiile care le facem, să acceptăm realitatea până la urmă, e un nivel modest, știți foarte bine, cu mulți ani în urmă, cei și Bele deau foarte, foarte mulți jucători de valoare în Liga 1. Nivelul a scăzut, sunt în măsură să dau soluții, ceea ce văd, așa este, într-adevăr. Nu mai vedem jucători în Liga 2, jucători care să aibă calitate, de perspectivă, jucători tineri. Sigur, și când nu ai drept de promovare, și foarte greu să construiești o echipă cu mentalitate corectă, încă nu e ușor pentru antrenor, la fel pentru jucători. Astăzi a fost CSEA-ul Cluj și sâmbătă vezi un capul pe CSD. Luni. Cum vă poziționați în această? Noi, sigur, trebuie să ne refacem, deci obiectivul... Ce mă bucură foarte mult că am reușit să îi refac pe cei doi jucători importanți, Alex Kipciu și Nistor. Ei au venit după o accidentare destul de lungă. E bine că au ieșit sănătoși astăzi, am riscat un pic, dar e ok. La fel am recuperat ca ritm Popa Duke, Vali Gheorghe, jucător foarte important care zic eu are calitate, la fel și Peteleu, Kevin. A fost un joc în care am putut să creștem puțin ritmul la acești jucători și specificul jocului de fotbal până la urmă, care atunci când ești accidentat, când la echipele de club, mă refer aici la cei jucători care au venit destul de târziu, nu au ritm, nu au jucat sau au jucat foarte, foarte puțin. Eu cred că, și am mai spus-o, mă repet, eu cred că noi așa individual arătăm bine, avem jucători de calitate, jucători valoroși, ma încet, încet va trebui să construim o identitate și să arătăm ca echipă mult mai bine. Dar simțit că astăzi ați jucat cu Steaua sau urmează să o faceți? Nu. E o întrebare care nu sunt în măsură. Sunt foarte multe lucruri care se discută. Nu cunosc amănunte. Pentru mine este Steaua, luni joc cu FCSB, acum cine e cea adevărată, cine e cea... Nu cunosc și n-aș vrea să intru în detalii, pentru că nu știu. Două rezultate bune consecutive înregistrate de Cluj, mă refer la egalul cu CSU Craiova. Un meci pe care putea să aflundă bine, să fie câștigat. Un rezultat prost cu Craiova, nu trebuie să câștigăm. De asta zic. Rezultate bune, da, că... Craiova e echipă de play-off, obiectiv câștigarea campionatului, noi o echipă în formare. Da, la cum am arătat prima repriză, n-am fi meritat, cum am arătat a doua repriză, destul de bine. Așa am făcut unde e un Cluj asta, mă, să vă întreb în momentul de față, raportat la ceea ce vă doriți dumneavoastră. Undeva 60-70% din ceea ce cred că are potențial această echipă. Cu răbdare și a dus jucătorii la un nivel de pregătire foarte bun, găsi și sistemul potrivit pentru acești jucători,
eu cred că putem pune probleme oricărei echipe din Liga 1. Cum vi se pare acest format al cupei pentru că foarte multă lume a văzut să se fi pus la bandele la multe echipele mai mici? Jucăm așa cum este ea competiția, jucăm așa cum este. Bună, rea, forma. Eu destul de ușor, joci 3 meciuri, mai joci încă 2 și joci o finală, dacă reușești. Da. Cum vi se pare Chilipilie, atacantul de doar 21 de ani al dumneavoastră, 2 goluri astăzi, este un vârf foarte promițător pentru club? Și un jucător care are calități, fizic, stă bine din punct de vedere fizic, forță, viteză, lovește foarte bine și cu stângul și cu dreptul. Mă asigur, mă întreb și vreau să văd de ce până în momentul de față acest jucător nu a jucat la un nivel bun. E primul lui an la senior. E primul an, a mai jucat la Liga 3 pe undeva, dar are potențial. Acum trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu el. El va avea toată susținerea noastră, jucătorul nostru. Chiar am și spus, e un început pentru el, important în continuare, la fel de modest, la fel de umil, multă, multă, multă muncă, pentru că are a dat două goluri, dar are foarte, foarte mult de lucru la ce înseamnă tehnică, ce înseamnă relații de joc și așa mai departe. Dar ai pe ce să construiești, până la urmă, ai cu cine să muncești, pentru că are un fizic frumos,